Cumpărăturile online sunt în continuă creștere de la an la an. Fie că își doresc să câștige timp sau pur și simplu din comoditate, tot mai mulți tineri își comandă produse de pe internet, de pe diferite site-uri. Drept dovadă, în 2018, 57% dintre comenzi au fost plasate de pe aplicațiile instalate pe dispozitivele mobile. Mi-e mult mai simplu, adică pot să-mi găsesc un produs în câteva minute, doar navighez câteva pagini. Și comoditate, stau acasă, nu trebuie să umblu, nu trebuie să duc în stânga-dreapta. Faptul că nu am timp să mă deplasez în magazine să-mi cumpăr tot ce am nevoie. Mi-e mai ușor să nu ies din casă, să-mi vin direct la ușă. Aflați în continuă forfotă, tinerilor le rămâne foarte puțin timp pentru a-și face cumpărăturile din magazine. Ajutați de tehnologie și de platformele de comenzi online, sunt la un singur click distanță de produsele dorite. Potrivit unui studiu realizat de o companie de profil din România, în anul 2018 numărul comenzilor online a crescut cu 40% față de anul precedent, iar românii preferă să își cumpere de pe internet articole vestimentare și electrocasnice. În 2019 se estimează că va continua să crească numărul comenzilor online în detrimentul shoppingului tradițional.